Sancțiuni mai mari pentru șoferii care conduc în stare de ebrietate. Parlamentul a votat un proiect de lege care prevede amenzi duble pentru șoferii care șofează în stare de ebrietate. Ei riscă să rămână fără permis de la un an la trei, dacă vor fi prinși de polițiști și dacă gradul de alcoolemie în sânge va depăși un gram de alcool pe un litru de sânge. Mai multe detalii aflați în reportajul următor. Conducătorii auto din Glodin salută nou proiect de lege aprobat în Parlament cu privire la sancțiunile mai dure pentru cei care urcă la volan în stare de ebrietate. Ei consideră acestea că ar putea fi dublate în scopul securității traficului rutier. Potrivit proiectului de lege, șoferii vor achita amenzi duble. Părere pozitivă. Eu nu sunt la curent cu câți au năsprit, dar în orice caz trebuie să fie foarte aspre. La 3.000 de lei. Atât încă și puțin. Se întâmplă că, eu știu, acolo un pahar de vin duce la moartea unui om, copil sau... Eu sunt de părere că trebuie de năsprit nu numai pentru această încălcare. În diopte, la noi, ultimul timp, nici o regulă pe drum noi. Eu știu când depinde șofer, când nu prea, că, adică vedeți ce stare sunt drumurile și șoferul este obligat să manevreze cumva, să mai păstreze și automobilul și... În orice caz, eu, dacă spuneți până la 3.000, încă e puțin. E normal asta, asta poate nu bine. E bună treabă mai asta. Asta nu-i bună treabă, e rea treabă. Și de ebrietate la rol, e rea. Eu niciodată n-am fost. Dar de ce nu este bună treabă amenzile astea? Poate să ușide pe cineva. Sau pe dânsul și ele. Secția de supraveghere, transport și accidente rutiere Serviciului Securitate Publică al Inspectoratului Glodin, în cadrul unor activități de profilaxie a încălcărilor codului rutier, au fost depistate un număr de 43 de cazuri în conducere în stare de ebrietate a mijloacelor de transport din 442 de contravenții administrative. În pofida măsurilor întreprinse pe parcursul a 5 luni a anului 2013 pe teritoriul raionului Glodin, au fost înregistrate 10 accidente rutiere. În urma acestor accidente rutiere, accidentele rutiere au fost soldate cu traumatizarea 12 persoane și nicio persoană decedată. Comparativ cu datele din anul 2012, numărul total al accidentelor rutiere s-a micșorat cu 2, a persoanelor traumatizate s-a micșorat cu 3 și a persoanelor decedate la fel cu 3. O atenție deosebită se acordă și transportului licit de călători. În perioada sus nominalizată au fost depistate 12 cazuri de transport licit de călători care au fost atrași la răspundere contravențională în temeiul articolului 263 alineatul 1 cod contravențional. Conform Ministerului Afacerilor de Interne și a datelor statistice, 7% din accidente sunt comise din cauza șoferilor beți. 126 de accidente rutiere în care 32 de persoane au murit și 179 au fost traumatizate. Acestea sunt cifrele care arată consecințele conducerii unităților de transport în stare de ebrietate pentru anul 2012. Concomitent, anul trecut, numărul sesizărilor cazurilor de conducere a mijloacelor de transport în stare de ebrietate ajunge cifra de circa 4.500.